Monica Rădulescu vă prezintă știrile Canal Sud. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Șipce ale platformelor de lemn din zona pietonală distruse de mai mulți tineri, reacția primarului Marius Dulce în câteva momente la știri. Consiliul Județean Călăraș a cumpărat echipamente sportive noi pentru copiii de la ACS Micul Luptător, discutăm pe larg în jurnal. Două școli din Călăraș, printre cele 104 unități premiate cu titlul de școală europeană în 2024. Mai mulți tineri din Călăraș au distrus cu bicicletele șipcile platformelor din lemn din zona pietonală din municipiu, chiar la câteva luni după recepție. Primarul Marius Dulce a precizat că are cunoștință despre această situație, iar cei care vor continua cu acest tip de comportament vor fi sancționați. Mai multe șipci ale platformelor din lemn de lângă bazinele cu apă din zona pietonală au fost distruse de mai mulți tineri cu bicicletele. Prezent marți în studioul Radio Voce Scâmpii, Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș, a avut o reacție pe marginea acestui subiect și a precizat că a discutat cu tinerii care se joacă în zonă. Ce să facem? Sunt făcute să fie folosite. Da. Dar m-am întâlnit cu tinerii acolo, am văzut și eu, o parte din ei care au fost mai vulcani, să spun așa, au fost un pic amendați. Da. Și le-am explicat că nu sunt de a sări cu bicicleta sau cu skate-ul acolo. Totodată, edilul a mai adăugat faptul că în zonă sunt funcționale camerele de luat vederi, iar cei care vor continua să distrugă șipcile vor fi sancționați. Trebuie să țină cont că una la mână, dacă se rupe o scândură din aceea, poate să pățească ceva, că rămâne roata acolo sau... Da, și poate accidentare. Da, mai ales că este în proximitatea fântânilor și atunci se poate lovi foarte grav, dar sunt copii și până la urmă asta este, trebuie să găsim o modalitate de comunicare cu ei și acolo unde nu înțeleg o să ajungem la măsuri coercitive, pentru că avem camere de luat vedere. Sunt funcționale? Da, sunt funcționale, sunt legate la poliție și atunci o să urmărim tot ce se întâmplă acolo. De asemenea, primarul municipiului Călăraș a precizat că există deja locuri în care copiii se pot juca cu skate-ul. Am făcut un skate modern la nivel național, da, în parcul de pe lac. Da. Da, și atunci să meargă să-l folosească pe ăla de acolo. O să vedem în viitor. Mai e și lângă zoo acolo. Mai și lângă zoo este, să încercăm să-l reașezăm, să spunem așa, pe cel de acolo. O să încercăm să mai facem unul, da, pentru că am identificat o zonă, să vedem cum putem să facem. Anul viitor ar urma să fie organizată o competiție de skate în parcul de pe lac, a mai spus primarul Marius Dulce. Sportivii de la ACS Micul Luptător au fost premiați ieri de Consiliul Județean Călăraș cu echipamente sportive noi. Inițiativa vine în contextul în care copiii din cadrul clubului au obținut rezultate impresionante până acum, iar reprezentanții Consiliului Județean au precizat că vor să-i susțină pentru a continua seria performanțelor. Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, a anunțat luni că instituția pe care o conduce a cumpărat echipamente sportive pentru toți membrii ACS Micul Luptător. La eveniment au participat și o parte dintre copiii din cadrul clubului, dar și antrenorii acestora care s-au arătat încântați de inițiativă. Împreună cu consilierul meu Ionescu Auraș am decis la inițiativa domnului antrenor Gheorghe Nane să vă luăm echipamente pentru sportul pe care îl practicați. Asociația Club Sportiv Micul Luptător este astăzi o echipă la nivelul județului Călăraș. Și faptul că noi susținem sportul călărășean, am decis să vă luăm aceste echipamente pentru cei 40 de membri ai clubului. La ultimul campionat național Under 15 și Under 17, ACS Micul Luptător a reușit să obțină numai puțin de 13 medalii. De asemenea, luna aceasta, sportivii au participat la o competiție desfășurată la Medgidia, acolo unde au adunat 6 locuri întâi și câte 3 locuri 2 și 3. Este un gest foarte mare pentru noi. Până acum nu am primit absolut nimic, nu am primit absolut nimic echipament. Este o onoare pentru noi și mulțumim din suflet și numele părinților și copilor că ne ajutați și ne-ați ajutat de câte ori ați putut. Sunt aici copiii medaliați la campionatele naționale și Balcaniadă, unde avem 3 sportivi care mergem la Balcaniadă peste o lună jumătate. De aceea, cu acest echipament venit acum, este o onoare și mulțumim din suflet că putem reprezenta și noi Călărașul într-un echipament, la fel toți sportivii, să fim toți uniți și îmbrăcați la fel.
De aceea vă mulțumim foarte mult, domnul președinte. Și eu îți mulțumesc mult că ai venit cu inițiativa la mine. Pe lângă Balcaniadă, sportivii de la ACS Micul Luptător vor participa în perioada următoare și la Campionatul Național Junior 4. Domnule președinte, așa cum am făcut strategia împreună cu dumneavoastră, trebuie să revigorăm sportul călărășan în toate secțiile promițătoare și cu rezultate și cred că a venit momentul să plecăm de la baza sportului, de la copii și juniori și să așteptăm rezultatele să vină în mod normal, firesc, să nu mai forțăm lucrurile prin cheltuirea banului fără succes. Consiliul Județean Călăraș anunță că urmează să mai realizeze și alte investiții în sport, astfel încât cât mai mulți copii să poată practica un sport de performanță. Două școli din Călăraș se numără printre cele 104 unități din România care au primit titlul de școală europeană în 2024 pentru participarea la programele europene și promovarea mobilității internaționale. 104 școli din România au fost distinse cu titlul de școală europeană în cadrul celei de-a 19-a ediție a competiției naționale. Evenimentul promovează participarea la programele europene Socrates, Lifelong Learning și Erasmus+, susținând mobilitatea internațională și schimbul intercultural. Din cele 2574 de școli participante de-a lungul anilor, 1161 au obținut acest titlu prestigios. Printre câștigătoarele din acest an se numără și două unități din județul Călăraș, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu și Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Oltenița. Participarea la programele europene aduce numeroase beneficii, cum ar fi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea competențelor elevilor. Titlul de școală europeană recunoaște excelența educațională și contribuie la consolidarea legăturilor României cu Europa. Valul de căldură persistă și astăzi în județul Călăraș, iar în acest sens a fost emis un cod galben. Alte 9 județe și municipiul București sunt și ele vizate de același cod galben. Potrivit meteorologilor, disconfortul termic este unul ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33-36 de grade, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Muzeul Dunării de Jos, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Călăraș, a organizat în luna iulie școala de vară ediția 7. Săptămâna aceasta, la Muzeul Dunării de Jos, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Călăraș, este organizată școala de vară ediția 7. O e prin nisipă, noi acum. Mergi tocmai pe mijloc, în capăt. Da? Veniți și voi! Te duci până în capăt, până la cui? Acest proiect, început din anul 2018, este parte a programului de pedagogie muzeală. Suntem în a doua săptămână pe serviciul de arheologie al școlii de vară. Școala de vară face parte din programul de pedagogie muzeală al Muzeului Dunării de Jos, muzeu aflat în subordinea Consiliului Județean Călăraș. Din 2018 și până acum, câteva generații de copii au trecut pragul muzeului, ca să spun așa, pe timpul verii. Chiar atunci când ei ar trebui să fie în vacanță, să se relaxeze, ei vin alături de noi. Intenția noastră, încă de la început, a fost aceea de a-i face pe copii să cunoască patrimoniul arheologic al județului Călăraș, importanța patrimoniului, importanța conservării, păstrării, dar și valorificării, adică a păstrării patrimoniului și pentru generațiile ce vor veni. Astăzi suntem în ziua de marți, suntem chiar într-o activitate de asta legată de arheologia experimentală, ci un fel de arheologie dusă la nivelul copiilor, adică pentru vârsta lor. Noi cumva le explicăm niște lucruri legate de un șantier arheologic, de săpătura care se desfășoară acolo și de importanța obiectelor pe care ei le găsesc și ce ar trebui să facem după ce le găsim. Grupurile noastre sunt formate din 12-15 copii, nu mai mult decât atât, pentru că acesta este spațiul în care ne putem desfășura. Avem copii care vin deja de 3-4 ani. Ne bucurăm că ei sunt perseverenți, înseamnă că le place ceea ce se întâmplă la muzeu. Chiar aș fi curioasă să le aud poveștile și cum li se pare activitatea aceasta noastră. Îți place această activitate? Da. Câți anișuri ai tu? 6. Am înțeles că este al doilea an? Da.
Și nu te-ai plictisit să vii la muzeu? Nu. Ce faci tu, Andrei, aici? Am venit la școala de vară. Da? Câți anișori ai tu? 11. Am înțeles că tu vii de 4 ani aici. Da. Și în fiecare an sunt aceleași activități. Da. Și de ce vii? Pentru că de când eram mic mi-a plăcut aici. Am văzut că sunt activitățile interesante și de asta am venit. Și în fiecare an? Da. Vii tu așa singur sau tu te înscriu părinții? Eu le zic să mă înscriu. Da. Nu înțeles. Deci îți place foarte mult. Da. Tu să te faci când vei fi mare. Așa, aș vrea profesor de istorie. Și tocmai de aceea îți plac activitățile astea de la muzeu. Da. Și în anii trecuți ai găsit multe comori? Da. Da. Ești mândru de ceea ce faci? Da. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Este posibil să fi fost puțin indeciși în ultima vreme, mai ales când era vorba de sentimentele noastre de dragoste. Poate că mintea noastră este atrasă de o altă persoană, în timp ce inima se gândește la o alta. În continuare, haide să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec, posibil să te nemulțumească unele chestiuni personale, dar îți este dificil să spui care dintre ele. Posibil ca energia vitală să fie fluctuantă, așa că ar fi bine să nu te supra-solicit, să eviți discuțiile contradictorii și nu în ultimul rând să fii înțelegător cu tine însuți. Taur, debutul săptămânii îți aduce dorința de a opera schimbările necesare în programul cotidian, astfel încât să ai bine dozate orele de muncă cu cele de odihnă. Observă ce se petrece în jurul tău și spre seară formulează concluzii. Gemeni, apropiindu-te prea mult de prieteni, există riscul să fii dezamăgit. De aceea menține o distanță sănătoasă și vorbește strictul necesar. Unii vor dori să se apropie de tine, să-ți povestească multe și mărunte, alții vor dori sfaturi și soluții pentru problemele lor, iar alții pur și simplu te vor provoca. Rac, așteptările tale vis-a-vis de segmentul profesional, de relațiile cu șefii, sunt spulberate foarte rapid. Pe de o parte, ești prea entuziasmat și implicat în activitatea profesională pe care o desfășori, însă pe de altă parte, când ți-e lumea mai dragă, apar provocări sau obstacole în desfășurarea forțelor de lucru. Leu, s-ar putea să-ți reformulezi unele planuri profesionale. Pentru că emotivitatea și subiectivismul sunt accentuate, nu pune baza pe gândurile care strec prin minte sau pe dialogurile cu ceilalți. Răzgândirile și răsturnările de situație pot apărea din senin, mai ales spre finalul zilei. Fecioară, se recomandă prudență la cheltuieli. Există riscul unor pierderi serioase de bani, bunuri sau fraudarea documentelor financiare. La nevoie, în chestiunile bănești care te implică pe termen lung, sfătuiește-te cu specialiști în domeniu. Balanță. Este posibil să faci de unul singur secvențe din activitățile comune cu partenerul de viață sau cu partenerii profesionali. Lucrează atât cât poți, nu-ți depășind datoriile, pentru că la momentul potrivit se vor rezolva toate așa cum trebuie. Scorpion. Încă din orele dimineții există tendința de a munci mult și mai ales de a-i antrena și pe ceilalți alături de tine. Cei dragi au alte treburi și te vor refuza destul de zgomotos. Lucrează cu măsură, pentru că în continuare sănătatea este sensibilă și organismul chiar are nevoie de îngrijiri de specialitate. Săgetător. Ziua este favorabilă alcătuirii planurilor profesionale și stabilirii unui program cotidian, atât personal cât și pentru locul de muncă. Ar fi bine să ai în vedere îmbunătățirea competențelor profesionale. Gândește-te la parcurgerea unui stagiu de pregătire profesională. Capricorn, treburi diverse alături de cei dragi. Unele nu mai suportă amânare, altele în schimb sunt secundare și le poți rezolva în zilele următoare. Pentru cele urgente s-ar putea fie să ai nevoie de ajutor fizic, material, fie să ai nevoie de sfatul unui specialist. Vărsător, atenția și eforturile îți vor fi atrase de segmentul domestic. Probabil în urma discuțiilor cu cineva din anturajul apropiat vei fi inspirat în mod deosebit și vei găsi astfel soluții la unele treburi casnice care își așteaptă de mult rezolvarea. Pești, s-ar putea să se rezolve unele chestiuni financiare restante, cum ar fi primirea unor bonusuri și lămurirea aspectelor legate de condițiile de muncă care se preconizează la orizont. Pe de altă parte, discuțiile cu persoanele din anturajul apropiat te vor ajuta să vezi lucrurile într-o lumină nouă și să fii mai optimist.
Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată. Atât pentru astăzi, ne puteți urmări și pe site-urile Canalul Sud, Observator de Călăraș, dar și să ne ascultați pe Radio Voces Campi. Nu uitați, dacă ați fost martori unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți scrie la adresa de mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o seară minunată și răcoroasă în continuare. Ne revedem și mâine!